Rămăseseră de dezbătut de data trecută câteva teme esențiale ca să păstrăm în context discuția. Și una dintre teme e legată de efectele pe care această pandemie le-ar putea lăsa, efecte atât în plan social cât și în plan economic. Dumneavoastră, care credeți că ar putea fi aceste efecte? Mă refer la cele sociale și la cele economice. O să încep cu domnului Bocor, că așa mi-apare pe monitor ordinea. Mulțumesc frumos și de invitație și de discuțiile absolut, absolut plăcute și aș spune chiar extraordinare, pentru că ne putem vedea online, e ok. Însă când ai ocazia să te și auzi, să te și vezi, de obicei ne auzim doar la telefon în sfârșit. Este o plăcere, dat fiind faptul că în rest fizic e mai puțin posibil. Revenind. Da, vorbeați de efecte sociale și economice. În primul rând, aș spune că totul a început cu efectele sau în sfârșit cauza medicală, care a fost inițial o răceală sau cum să-i spunem, s-a transformat într-o pandemie, o epidemie, care s-a transformat într-o pandemie. După aceea au fost nevoie de măsuri pentru a bloca accentuarea și răspândirea pandemiei. Măsurile au fost, după cum bine se știe, de restricție și de limitare a mișcării și așa mai departe, ceea ce a implicat consecințe economice. Însă eu spuneam încă de atunci, de când a început, că în primă fază vor fi probleme medicale care se vor rezolva prin medicație și prin prevenție, adică limitarea contactelor și a mișcării populației. Apoi vor veni cele economice ca și consecința a deciziilor medicale sau deciziilor de limitare a pandemiei și într-un final glorios vom fi puși în situația în care să facem față unei, hai să nu spun neapărat crize, dar unei tensiuni psihologice, pentru că izolarea și limitarea contactului cu restul, cu societatea până la urma urmei, mai ales pentru o perioadă și cu membrii lungă, familiei. Chiar și cu membrii familiei, atunci când este cazul, în sfârșit, dar în genere, practic nu a fost o vreme în care n-a ieșit din casă pentru că a fost limitată, restricționată ieșirea. După aceea, chiar și când s-au ridicat puțin din restricții, exista suspiciunea apropo de consecințe. Suspiciunea că dacă mă duc și mă întâlnesc cu cineva care probabil a contactat virusul și l-a duc acasă și așa mai departe. Prin urmare, efectele principale vor fi, cum spuneam, economice până la urma urmei, pentru că tensiunile din societate sau tensiunile medicale se reflectă în activitatea de zi cu zi a fiecăruia și fiecare în activitatea lui produce ceva. Indiferent că produce ceva fizic, că produce o analiză sau eu știu mai ce. Mă aștept ca, în sfârșit, această criză să se termine oarecum, să reintrăm într-un oarecare normal de-abia începând cu anul viitor. Anul acesta va fi încă un an al provocărilor. Va fi probabil mult mai bine gestionat pentru că se știu mult mai multe lucruri despre minunea asta. Dar aș face oarecum trimitere apropo de gravitatea crizei, despre care se tot discuta că este cea mai mare din ultima sută de ani și așa mai departe. Probabil că dacă o luăm, gripa spaniolă s-a încheiat undeva în 1919, 1920, iar asta pe care o trăim și noi acum a început în 2019. Deci din ultima sută de ani, cea mai gravă a fost până la urma urmei tot gripa spaniolă. Apropo, probabil că nu toată lumea știe, nu îi se spune gripă spaniolă pentru că a început în Spania, ci pentru simplu fapt că Spania a raportat cel mai corect și consistent informațiile pe parcursul acestei pandemii de acum 102 ani. Apropo de asta, în timpul gripei spaniole, în 2 ani de zile au murit peste 50 de milioane de oameni. În cazul de față, până acum avem, din păcate, 2.600.000 de oameni. Evident,
condițiile de acum sunt altele decât cele de atunci, mă refer la cele medicale, de igienă și așa mai departe, de cunoștințe a fiecăruia. All in all, să revin și să nu mă lungesc, cred că efectele vor fi, în primul rând, asupra mentalului comun. Chiar dacă va avea lumea încredere, va exista o doză de, cum spuneam, suspiciune. Își vor tempera intențiile de a ieși în societate atât de lejer și atât de des cum se întâmpla înainte de pandemie. Probabil că chestiunea asta, într-un timp oarecare, nu știu cât de lung, dar nu foarte, se va estompa, va dispărea. În o fază mă aștept la reticență privind contactul fizic a membrilor societății în cadrul societății, la serviciu, în timpul liber, în parc sau eu știu mai unde. Mulțumesc foarte mult. Domnule Ionuț Dumitru. Da, cred că efectele sunt multe dintre ele deja cunoscute, dar cred că sunt și efecte încă nu le estimăm la adevărata lor dimensiune. Nu numai în zona economică, unde probabil că vom efecte în anumite și în anii următori, chiar dacă zicem, pandemia se va termina anul acesta într-un scenariu fericit. La nivel social, probabil că vor fi efecte destul de îndelungate, numai dacă ne gândim la perioada aceasta în care s-a făcut școală online, probabil că multe generații de copii au avut dificultăți, probabil, și, să zicem, asigura necesarul pentru a participa la aceste cursuri online, mai ales în mediul rural, probabil că au fost probleme destul de serioase, dar nu numai în mediul rural, ci, să zicem, în orașele mai mari, unde sunt părinți mai cu posibilități, probabil că și acolo una e să fii în față cu profesori, mai ales la clasele mai mici, în primii ani de școală, și alta e să explici prin intermediul, să zicem, calculatorului sau aplicațiilor. Tabletei sau, da, sau aplicațiilor. Deci probabil că la nivelul educației, la nivelul sistemului educațional, vor fi efecte destul de serioase, aș spune. E greu de recuperat această perioadă. Am văzut că se introduc acum ore remediale, dar va fi destul de dificil de recuperat. La nivel economic, așa cum spuneam, cred că vor fi sectoare economice grav afectate pentru o perioadă mai lungă de timp, știut fiind faptul că teama probabil va mai persista o perioadă, în condițiile în care sunt încă și riscuri destul de mari referitoare la noile tulpini. Vaccinul probabil nu va rezolva în totalitate problema. Probabil că va fi o chestie, va deveni o boală sezonieră. Probabil că necesitatea vaccinării va fi una anuală. Nu știm exact cât de mult durează și imunitatea de după vaccin. Că sunt multe, încă multe necunoscute. Deci efectele pandemiei cred că le vom resimți pe o perioadă destul de lungă de timp. Mulțumesc mult. Domnule Laurian Lungu, aceeași întrebare. Da, eu aș privi puțin istoric. Dacă mi se pare că s-au scris foarte multe cărți. Am citit una foarte interesantă, se numește The Fourth Turning. William Strauss and Neil Howe, mi se pare. O carte foarte interesantă care practic susține că ca există niște cicluri în viață, să zicem, și la cam la fiecare 80-100 de ani apare un nou ciclu. Și practic lucrurile care se întâmplă acum s-au întâmplat și înainte. Deci nu este nimic nou. Sigur, sunt forme puțin diferite, într-adevăr, dar practic este această forță, da, care a ciclicității, o putem vedea în natură, în primăvară, vară, iarnă, toamnă, toamnă, iarnă și așa mai departe. Adică este această ciclicitate care practic se repetă. Deci, de o ciclicitate sigur, oarecum perversă, nu se repede sub aceeași formă. Nu, exact, nu se repede sub aceeași formă. Forma poate să fie puțin diferită, dar transformarea implicit ea există. Și acum, desigur, spre ce ne îndreptăm? Ne îndreptăm probabil către o nouă viață, în sensul că vom fi mai digitalizați, da, să spunem așa.
vom fi probabil, economia se va transforma, dar ca și vom trece prin această criză medicală, clar, poate mulți dintre cei care ne urmăresc au citit și cartea lui Albert Camus, The Plague, care practic ne arată viața în timpul gripei spaniole. Și atunci a fost mult mai critic decât acum, pentru că rata mortalității gripei spaniole a fost mult mai mare. Și este vorba, deci, nu numai o transformare este socială și economică, dar mai ales instituțională. Sunt instituții care trebuie să se transforme în timp, pentru că se ajunge la o limită maximă. Vorbim astăzi, cel puțin din punct de vedere economic, de creșterea inechității, de exemplu. Inechitatea poate să fie în esență, vor exista această divergență între oamenii care câștigă mai puțin și cei care câștigă mai mult. Se va accentua în timp și până la urmă va exista un efect social, da. Aceste schimbări care se întâmplă în timp sunt firești, sunt normale. Desigur că ceea ce diferă, poate uneori unele schimbări au loc mai brusc, când ne gândim la primul război mondial, al doilea război mondial, chiar și la Marea Depresie, care a fost înaintea celor de război mondial și practic a creat condițiile pentru apariția războiului în parte. Deci unele schimbări se fac mai brutal, altele pot să fie mai lin. Acum nu știm clar încotro ne vom îndrepta. Vedem că și la nivel global, geopolitic, sunt tensiuni. Deci depinde foarte mult. Sensul evoluției încă nu-l știm. Dar este clar că este o transformare doar și că vom intra într-un alt ciclu peste câțiva ani, probabil. Mulțumesc foarte mult. Domnule Copaciu, în punctul nostru de vedere, care sunt consecințele sociale și economice ale actualei pandemii? Da, mulțumesc pentru întrebare. Eu aș vrea înainte să da oferi un răspuns direct întrebării dumneavoastră, să reliefez câteva aspecte în context istoric, așa cum au făcut și colegii. Și m-aș referi aici la un articol publicat de Yuval Noah Harari, acum vreo două săptămâni, cred că în Financial Times, care se numea Lecții după un an de COVID. Și pe lângă, să spunem așa, natura medicală diferită a diverselor pandemii care au lovit omenirea, el încerca să diferențieze puțin între episoadele acestea și să ne arate care sunt avantajele pe care le avem, deci într-o notă relativ mai optimistă. Și principalul avantaj era acela de a sublinia rolul științei. Deci din punctul lui de vedere, și sunt aici totul de acord, cred că la acest moment suntem ca societate la nivelul maxim de dezvoltare la urmă umană și tehnologică pe care omenirea l-a cunoscut. Și știința în pandemia a avut un rol foarte important în atenuarea efectelor acestei pandemii relativ la ce am văzut istoric. Și dacă ne gândim la identificarea virusului în mai puțin de o lună de când a apărut, la crearea unui vaccin în aproximativ, sau mai multor vaccinuri deja, în mai puțin de un an de zile, sau aproximativ un an de la apariția virusului, vedem un rol foarte important al științei și iarăși aici e de subliniat e colaborarea, care nu s-a reflectat tot timpul și la nivel politic, dar la nivelul oamenilor de știință a existat o colaborare nemai întâlnită în a încerca să se găsească modalități de stabilire a pandemiei. Și această comunicare a fost facilitată de un alt aspect reliefat de Harari, și acela era legat de rolul tehnologiei informației. Iarăși, avem un nivel de dezvoltare al infrastructurii digitale extrem de ridicat din punct de vedere istoric, și asta ne-a ajutat foarte, foarte mult.
Nu era posibil acum 100 de ani să stai și să faci telemuncă sau copiii să beneficieze de lecții online. Și aici are și un aspect pozitiv, e dat de creșterea până la urmă forțată a digitalizării în timpul pandemiei. Acum, deci cam astea două ar fi rolul științei și rolul tehnologiei informației, foarte, foarte importante din punct de vedere al stabilirii efectelor crizei actuale. Care ar fi, să spun, principalele efecte la care m-aș gândi? Într-adevăr, la nivel economic, cred că o să vedem o redesenare a anumitor sectoare. Asta spuneam și anul trecut într-un interviu pe care vi l-am acordat. Acele sectoare bazate pe o aglomerație mare de persoane, cred că vor continua să aibă o revenire relativ lentă față de restul economiei. Un rol foarte important revine politicului și aici politicul trebuie să se balanceze pe mai multe paliere, palierul social, palierul medical și palierul economic, și să încerce să explice deciziile și modalitatea de ieșire din criză populației, astfel încât să se evite unele, s-au văzut și după primul război mondial și după gripa spaniolă și acea alunecare spre politici populiste, politici care pot să genereze pe termen lung alte probleme mult mai grave din punct de vedere social, economic și nu numai. Un alt aspect care iarăși rămâne și l-am menționat și anterior e gradul de digitalizare. A crescut, trebuie să-l păstrăm, trebuie să-l îmbunătățim. E clar că și partea de telemuncă va rămâne ca o componentă relativ mult mai importantă după pentru multe sectoare. Iar la nivel de alte efecte sociale, într-adevăr, putem vorbi, cred că, de o redesenare a relațiilor sociale pe anumite paliere. Din punctul meu de vedere, pe anumite paliere benefică, în sensul că ai petrecut mult mai mult timp poate cu familia decât ai petrecut înainte, dar din alte puncte de vedere negative, respectiv al lipsei interacțiunii sociale cu prieteni și cu apropiații. Crezi că se va permanentiza un soi de recul în a te întâlni cu cei cu care ieșai poate de 2-3 ori pe săptămână în oraș? Cred că odată cu accelerarea procesului de vaccinare, eu tot sper că virusul ăsta o să sufere la un moment dat o mutație care îl va duce spre o simplă răceală. Asta e speranța. Sper să se îndeplinească la un moment dat, dar avansul procesului de vaccinare cred că va diminua din efectele, din această reticență. E clar că, depinzând de situațiile individuale ale fiecăruia, pot să existe reticențe în continuare, dar pe ansamblu cred că va fi o relativă revenire la ceea ce aveam înainte, dar într-adevăr mai greoaie în timp.